Am aflat că, deși am votat pentru certificatul verde în forma care este, tocea certificatului verde, forma care este acum la Senat, proiectul nu a trecut. Vom continua la Camera Deputaților, este un proiect important care trebuie aprobat, care ajută ajută România să depășească acest moment și voi avea grijă ca la Camera Deputaților parlamentarii PNL să fie prezenți să voteze tot.